doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bună dimineața, România! Forța ZU este în livada poștei. E chiar în față la Aro Palace, hotelul Aro Palace, unde pe vremuri când se organiza Cerbul de Aur, nu știu, apropo, se mai organizează Cerbul de Aur? Se făceau celebrele concerte de după festival, după festival la cafeneaua Aro Palace. Bună dimineața tuturor, în Brașov, astăzi autobuzul lui Morar, ultima oprire, ultima trezire pentru noi, în alt pat decât patul de acasă. Ce frumos ne-am trezit astăzi, bine, și mai devreme un pic, că ne-a luat să coborâm din Poiana Brașov până acum. Ne-am trezit cu ursuleții în această dimineață, este absolut superb în Brașov, este exact ceea ce ne trebuie pentru a face diseară. Pe la ora 7, așa, Forța ZU, evenimentul pe care îl visăm și noaptea în somn de câteva săptămâni, cel mai mare karaoke în aer liber din România. Brașovenii am ajuns azi noapte pe la 1, când ne-am oprit prin benzinărie pe la hotel. Băi, lumea știe despre Forța ZU și a rezervat deja locurile în Piața Sfatului, dar cu siguranță locul tău te așteaptă. Piața Sfatului trebuie ocupată diseară, e prea multă liniște la Brașov. Hai să facem un pic de gălăgie pozitiv.